Apropo de POCU și de banii din zona socială, la Postru au fost acele probleme vis-a-vis de ActionWeb, de acea interfață. ActionWeb-ul, vreau să vă zic că a fost o chestie care a fost rezolvată în două nopți cu sprijinul reprezentanților STS. S-au mutat serverele, s-au mutat informațiile, ActionWeb-ul este activ, nu mai prezintă acele greutăți pentru beneficiari, că practic noi le spuneam depune, fă absorție, îi grăbeam și practic îi spuneau da, dar durează 3 zile, 5 zile să încarcă acele documente. Este o problemă care este rezolvată și am verificat-o la întâlnirea cu beneficiarii. Și mai departe colaborați cu STS-ul pentru colaborăm cu toate instituțiile statului, colaborăm astfel încât să putem să flexibilizăm cât mai mult, vorbim în special de POCU, pentru că aici au fost cele mai multe probleme. Da, gândim un sistem, un modul electronic, dar vreau în momentul când am o chestie foarte sigură și funcțională, un modul funcțional, facem o conferință de presă, vi-l prezint. Oricum, mi-am asumat față de beneficiari, nu voi lansa niciun proiect pe POCU până nu va exista împreună cu beneficiarii, o rulare a acelui proiect. Adică ne adunăm toți, administrativ și beneficiari, și scriem un proiect. Da? Bun, haideți să-l rulăm de la început până la sfârșit. La ce ne ajută acest atât electronic, hai să-l depunem, hai să-l completăm împreună, dar și din punct de vedere al derulărilor. Acest exercițiu, pe care eu ca tehnocrat mi-l asum împreună cu beneficiarii, ne va ajuta să nu mai intervenim cu toate acele tipuri de instrucțiuni care au produs disconfort și față de noi și față de beneficiari și am fost și foarte vulnerabil la controle efectuate de Autoritatea de Audit și Comisia Europeană. Aici au intervenit întreruperile de plăți în special. Da. Datorită acestui mecanism de control, de verificare și de utilizare a fondurilor bugetare. Deci este un lucru pe care mi-l asum. Este un lucru pe care mi-l asum că nu voi lansa până cu beneficiari, nu vom rula un proiect pentru a putea vedea, domne, unde apar principale probleme. Schema de ajutor de minimi, schema de ajutor de stat, instrucțiune, cheltuieli de tip FEDER, cheltuieli, toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat în trecut, de aceea au fost nevoie de instrucțiuni peste instrucțiuni de a remedia din mers aceste probleme. Pe vechiul cadru financiar, care se încheie practic la finele acestui an, avem o absorție de 53,12% ca bani ceruți de la Bruxelles. 54, aproape de 55 la 30 aprilie. 30 aprilie, datele mele sunt de la 31 martie, astea erau ultimele de pe site. Deci, practic, în luna martie ați avut un avans de numai 0,13 puncte procentuale ca și bani ceruți de la Bruxelles. Se mai adaug câteva sutimi în luna aprilie. Din punct de vedere al banilor primiți arambursărilor, 48,91 aveam sume la efective. Da, sume efective intrate la 31 martie, deci un avans de 50% acum la aproape de 50%, deci în jur de 2 puncte procentuale în lunile martie și aprilie, cam așa. Cam puțin v-ar spune, cred că oricine. Așa este. Ce se întâmplă? Observăm că în ultima perioadă cifrele acestea au devenit un motiv de dispută și de cele mai multe ori sunt speculate politic de diferiți actori. În momentul când am dat acea declarație cu 60-80%, a scăzut practic ștacheta. Nu am scăzut ștacheta. Depinde la ce date se raportează fiecare. Pentru mine absorție sunt sumele pe care eu le primesc de la comisie. De aceea eu am preconizat între 60-80% sume efective intrate în țară rambursate de către comisie. Dacă vorbim de sume plătite de noi ca stat către beneficiar, suntem la un grad de absorție de 57, adică dar ca sume certificate, ca sume certificate și cerute de la Bruxelles la rambursare, ca acelea sunt, de exact. Fapt. Și atunci, practic, parte din aceste sume care noi le-am plătit către beneficiari, dar nu se regăsesc în absorția curentă, în sume rambursate de comisie, sunt datorate acestor întreruperi de plăți, sume pe care noi nu putem. Le plătim către beneficiari, dar nu le putem trimite la rambursare către comisie. Tot ca o analiză acestei luni de mandat, nici sumele pe care noi le-am plătit către beneficiari efectiv nu sunt mulțumitoare. Și aici am stabilit pe fiecare program de săptămâna viitoare, dacă vorbim de mediu,
dacă vorbim de POSCC, da, deja săptămâna asta sunt la întâlniri cu beneficiari în județe, pe fiecare județ, fiecare proiect, acea analiză de tip micromanagement de care v-am spus, lucru care se va întâmpla și la transportul de săptămâna viitoare, după ce mă întorc de la Bruxelles, după întâlnirea cu doamna comisar Crețu, tocmai pentru a putea vedea care sunt problemele, blocajele pe care beneficiarii le au în aceste, fiindcă nu am făcut plăți nici către beneficiar ca să putem trimite la comisie la un grad mulțumitor pe care... Postul este în continuare în acea situație de întrerupere de plăți de la Comisia Europeană către România, da, deja din decembrie, când mă înșel. Da. Ce se întâmplă? Care e situația imediat la zi? Imediat când termin interviul cu dumneavoastră, am întâlnire cu auditorii de la, de la Comisie, de la Digi Employment. Suntem în verificări, există un plan de măsuri foarte clar, l-am discutat cu dânsii, astăzi au venit într-o misiune și care nu avea legătură, care nu avea legătură efectiv cu întreruperea aceasta de plăți, dar unde le-am prezentat mecanismul pe care noi dorim să-l implementăm astfel încât să putem să ridicăm, să ridicăm această întrerupere de plăți. Este vorba de cerințe pe care, de deficiențe pe care autoritatea de audit și comisia le-a constatat la sfârșitul lunii decembrie anul trecut și în ianuarie anul acesta. Eu mi-aș dori să grăbim acest proces. Riscul unde apare? Riscul apare că atunci când tot ceea ce eu întreprind ca și acțiuni pentru a ridica această întrerupere de plăți, ea va fi obiectul unui control din partea autorității de audit. Raportul autorității de audit, pe ceea ce noi spunem că am întreprins și vom întreprinde, se va trimite la Comisia Europeană și Comisia Europeană va veni în verificări. Deci putem să ne asumăm ca stat o verificare rapidă cu acele, cu acei factori de risc, ca ei să lucrurile să nu fie foarte bine puse la punct și atunci vom fi descoperiți și riscul este de presuspendare. Dar putem să agrez acum, după ce termin acest interviu cu dânsii, să putem să avem verificări temenice până undeva în luna iulie, organism intermediar cu organism intermediar. Practic sunt în reverificarea tuturor procedurilor de achiziție, a contractelor în derulare, ceea ce este un efort imens, astfel încât undeva în luna iulie să putem avea vizita Comisiei Europene și feedback astfel încât să putem să ridicăm această întrerupere de plăți. Acea celebră aplicație de aproape jumătate de miliard de euro. Pe POSDRU, pe care este obiectul acestor care e blocat. Da. Deci să ne așteptăm, cam când ne-am putea aștepta că putem primi banii? Probabil că undeva în luna iulie. La fel, la POSCCE era acea axă 3 ITSC din POSCCE, întreruptă din decembrie 2014, a fost deblocată? La POSCCE avem întreruperi pe 3 axe, sunt aceste întreruperi în afară de axa care știați dumneavoastră în primele mele zile de mandat. Încă două care sunt de la comisie. Sunt reverificări, tot așa, proceduri de achiziție, derularea contractelor, cu suspiciu privind conflictul de interese. Lucrăm, sunt practic, avem de reverificat 2800 de firme din punct de vedere al conflictului de interese. Vă dau doar ca un exemplu. Avem instrumentul, Consiliul Concurenței ne-a ajutat, un soft cu baza căruia pe unui protocol de colaborare reverificăm aceste firme. Cu Registrul Comerțului, datele trebuie interpretate, nu este doar o introducere în sistem cu un rezultat care apare imediat. Datele trebuie interpretate. Vorbim și de investigații ale instituțiilor statului, de DLAF, pe anumite spețe din aceste întreruperi. Avem comunicare instituțională cu ei și i-am rugat să ne ajute în urgentarea, nu înseamnă că nu le fac temenic, dar în urgentarea acestor verificări, astfel încât să putem, termenul asumat conform planului de măsuri este tot așa undeva luna iunie, să putem avea raportul către autoritatea de audit cu acțiunile întreprinse și asumate. Am fost săptămâna trecută la Bruxelles, s-au prezentat planul de măsuri, s-au discutat cu auditorii de la comisie și s-au agreat acest plan de măsuri. Reprezintă doar capacitatea noastră efectiv de a pune în practică acele măsuri. Celelalte două axe care sunt din poștă ce întrerupte? Avem axa 1, 3 și 4. Am înțeles. Și cea legată de IMM-uri, am înțeles. Că sunt anumite probleme că unele firme sunt considerate IMM-uri, au aplicat ca IMM-uri și s-a demonstrat că n-ar fi IMM-uri sau ce nu. Este o, nu știu cum spun, o informație care trebuie verificată în sensul în care ele la momentul, e foarte important definit la ce moment ne gândim că ele erau IMM-uri. La momentul când a depus proiectul de finanțare, la momentul când a semnat contractul de finanțare, aceste aspecte le-am lămurit cu reprezentanții auditului. Problema este că el când a depus prin acționariat, să spunem, era
încadrat în IMM, dar acei acționari posibil să se regăsească și în alte structuri, în alte întreprinderi care cumulat ca și acționariat să ne ducă către întreprinderi mari. De aceea v-am spus că verificăm Consiliul Concurenței, Registrul Comerțului, dar datele trebuie și interpretate pentru a putea avea aceste. Și fiind vorba de un număr foarte mare, 2800, e un proces care durează. La post mediu am înțeles tot așa că există anumite suspiciuni legate de lucrări de combatere și prevenirea inundațiilor. A fost și acolo întreruperi? Sau? Sunt. Avem și acolo întrerupere de plăți. Principalul, pe ce axe? Pe axa 5. Dacă vorbim de Administrația Națională a Apelor Române, principalul beneficiar, unde comisia, ieri am fost la Ministerul Mediului, la doamna ministru Gavrilescu, și a stabilit foarte clar, practic, Comisia Europeană vrea să vadă capacitatea instituțională a ANAR-ului de monitorizare și control a investițiilor în derulare și capacitatea instituțională a Apelor Române de a derula procedurile de achiziții publice fără a avea corecții. Da. Fiindcă aproape toate contractele de finanțare derulate pe această axă au anumită corecție, într-un grad mai mare. Sau în tot acest timp, domnule ministru, plățile interne către beneficiari sunt se fac asigurate prin acele, din trezorerie? Sunt asigurate în acele împrumuturi. Există o presiune pe bugetul de stat, dar în același timp, de asta am spus că eforturile sunt cumulate, în același timp trebuie să acordăm acești bani beneficiarului pentru a putea închide proiectele la închiderea de program anul acesta. După cum știți, beneficiarii pot aduce facturi, inclusiv facturi care sunt plătite, pot fi depuse inclusiv în 31 decembrie, urmând ca situația procesarea lor să fie și transmisă la comisie, se poate derula și anul viitor, dar factura efectiv tăiată, plătită, trebuie să fie 31 decembrie anul acesta. De aceea vă spun că închiderea de program este un exercițiu dificil și mai ales absorția efectivă nu o să o putem vedea decât anul viitor. Există cum meteahna românească de pe ultima 100 de metri, putem să ne așteptăm și cu siguranță așa se va întâmpla, rezultate efective în absorție veți vedea în a doua parte. Îngrășatul porcului în ajun. Putem să o numim și așa. Noi încercăm să prevenim prin acest micromanagement și în analiza fiecărui proiect, astfel încât să respectăm acel calendar de finanțare care a fost asumat prin contract. Apropo de controle, a spus 60-80% absorție a fondurilor europene. Se poate și din cauza controlelor și anchetelor DNA, poate ați mai scăzut această ștachetă, v-ați referit la banii intrați în la... Este o realitate a societății românești, această luptă antifraudă, foarte apreciată de Comisia Europeană, ca să spunem. Deci nu e un lucru negativ. Dacă o privesc din punct de vedere al absorției, pot să o numesc ca un lucru negativ. Dacă o privesc din punct de vedere al mecanismului instituțional și a unui stat care își dorește să ajungă, să spun, la un deziderat, astfel încât să avem o societate care să nu se mai confrunte cu aceste tipuri de probleme, este un lucru pozitiv și îl susțin. Deci sprijiniți acțiunile Direcției Naționale Anticorupție și ale Procurorilor? Le sprijinim prin punerea la dispoziție acestor documente pe care dânșii le solicită și prin aplicarea acelor analize și a capacității instituțiilor, vorbim de organisme intermediare și autorități de mediu, de a controla efectiv investițiile pe care dânșii le finanțează. Dar vi se par oportune pentru statul român? E bine că se fac aceste anchete acum? V-am spus. La maniera în care se fac, poate? Nu mă pot pronunța asupra acțiunilor, dar este un lucru pe care Comisia îl apreciază și pentru care un stat care își dorește să ajungă în rândul care speră, de exemplu, să se compară cu Germania, cu statele civilizate lume, este o luptă pe care... Comisia Europeană a avertizat recent că la finalul anului 2015 România va pierde banii europeni necheltuiți. Sau chiar mai rău, riscă să fie pusă să plătească de la buget proiectele europene nefinalizate sau să dea înapoi deja banii absorbiți. Dacă, repet, nu sunt gata acele proiecte. S-a efectuat acea refazare a proiectelor începute și împotmolite? Lista proiectelor pe care dorim să le fazăm, cele care nu pot fi terminate în aceste, și vor ne referim în special la proiecte de infrastructură, fiindcă acolo putem discuta de această procedură de fazare, este trimisă la Bruxelles. O discutăm, face parte din planul de acțiuni, grupul de lucru, task force-ul stabilit de către doamna comisar pentru statele, cele 8 state cu absorție scăzută, reprezintă o soluție, după cum reprezintă o soluție și acele proiecte alternative care au fost derulate din alte surse de finanțare și pe care încercăm să le decontăm. Aveți totuși o estimare globală? Care este riscul bugetar pentru România să nu termine
proiectele de pe fonduri europene mari și să fie nevoită fie să plătească de la bugetul de stat, fie să dea banii înapoi deja absorbiți. Această estimare nu o pot să am decât dacă urmăresc graficul de contracte de lucră, care nu întotdeauna este și cel corect și real, fiindcă ei și asumă niște beneficiari și asumă de multe ori, vorbim de proiecte de infrastructură, prin contracte, niște anumite termene care de ce mai tot nu sunt respectate. Dacă vorbim de impactul, de exemplu, dacă cuantificat, pot să vă spun că dacă vorbim de impact, de exemplu, pe mediu și pe transporturi, acele proiecte pe care noi am dorit să le decontăm de la comisie și care au fost luate din alte surse de finanțare, pot să vă spun că sunt aproximativ 800 de milioane de euro pe transport și aproximativ 300 de milioane de euro pe mediu. Ca risc? Nu, proiecte pe care noi dorim să le luăm decontate și pe care sunt decontate din buget și din alte surse, pe care să le... Pe care decontăm din bani europeni. Dacă doriți ca și risc, putem să facem o analiză sub și să ne întâlnim sau organizăm o conferință de presă în care vă pot prezenta următoarele informații. Corecțiile aplicate, fiindcă practic acestea ar trebui să se regăsească tot în absorție și probabil că vorbim de o sumă peste un miliard de euro, sume blocate în investigațiile de la DNA, OLAF, ANI și sume pe care autoritățile de management și organismele intermediare le-au considerat, le-au tăiat beneficiarilor, acestea au fost contestate în instanță și procesele s-au pierdut. Acești trei piloni se puteau regăsi în absorție. Facem această analiză și într-o săptămână, două, vă putem prezenta aceste date. Domnule ministru, vă mulțumesc. Ar mai fost întrebări de adresat, dar înțeleg că nu mai este timp. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat pe ultima... Vă mulțumesc frumos pentru interviul de astăzi și cu drag oricând. Vă mulțumesc. Numai bine. Mulțumesc.